Bună ziua și bine ați venit la Albina Online. Iată, după filmele de data trecută, când întăream familia cu ajutorul nucleului, acum a sosit timpul să unificăm acest nucleu cu familia, adică ce a mai rămas din ea, fiindcă a fost mutat. A fost mutat o parte din acea familie. Și acum o să vă arăt o chestie după ce îndepărtez folia. Am realizat o diafragmă de miros. Fiindcă, nu, de fapt nu este miros, este diafragmă de contact cel mai corect. Din cauza că feromonii se transmit prin contact, nu prin miros. Și vom verifica puțin ce a rămas pe aici. Iată Albina care a rămas după mutare, s-a mutat un roi după ce s-a umplut. Am pus ramă goală pentru ca Albina să poată să lucreze în condiții normale. Iată, asta este Albina rămasă de la roiul care l-am dus de aici. Am mutat matca. Feromonii măcii s-au transmis de la nucleu. Aceasta este o ramă goală. Dăm cu puțin soluție să se retragă Albina de pe ramă. Și ne facem loc pentru a vedea dacă e Albina destul acoperitoare după ce a fost mutată. Ramă cu cuie. Nu știu că Albina reușește să să încălzească cuietul. Acest cuiet este de la masca cealaltă, care a fost mutat. Foarte bine. Acum, trag ramele să-mi fac loc să scot diafragma. Deci, în filmul anterior ați văzut că aici era o marcă, acum nu mai este acea marcă, a fost mutată și acum o să unific albinele de la nucleu cu aceste 5 rame, 4 rame, că una este goală. Și aici albina care eclozează. Foarte bine. Acum să vă arăt diafragma. Înainte să o scot. Prima dată o să scot o ramă. Scoatem această ramă de la nucleu de data aceasta.
Repuiet, dar are miere vreo 2-3 kg aici. Nu mă așteptam să aibă atâta miere. Mă uit după mătcuță. Foarte frumoasă această ramă. Și acum am să vă arăt diafragma pe care stă albina. Iată cum stă albina în interior, o să cer să se vadă. Oricum o să scot cu diafragma și o să vedeți mai bine. Iată. Iată, aceasta este diafragma, pe partea aceasta a fost albină dintr-o parte. Și pe partea asta o altă albină din partea cealaltă, care au început să construiască, de fapt, au pus un pic de ceară. Nu e problemă, important e că s-a făcut transferul de feromon de la matcă la toată cantitatea de albine. Deci astfel, cu această diafragmă, o să unific acum fără nicio problemă. Perfect. Acum să vedem exact unde este mătcuța. Avea nevoie foarte mare de spațiu, nucleul mai ales. Aici avem o ramă oată, frumos. După filmele care au fost, s-a mai adăugat rame la acest nucleu, s-a mai făcut un schimb de rame. Uite, după mătcuța asta. Aici au luat foarte frumos această ramă adăugată anterior, acum 4 zile. Fiindcă astăzi este în data de 12 mai și filmarea anterioară a fost făcută pe data de 4 mai.
Mă uit în continuare după mască, să-l văd. Să-i văd prezența. Am găsit-o. E aici în partea de... Acum o să treacă dincolo. Dar nu e problema, este în zona respectivă. A trecut în partea asta. Bine, acum știu unde este acest regina sau marca. Și acum pur și simplu îi mai dau o ramă goală. Am aici pregătită încă o ramă de acest fel, unde, bineînțeles, numai celule de albină. Așa încerc eu să controlez trântorii, să nu fie foarte mult. Îi băgăm cu apiviro. Și-o punem în capăt. Acum matca care a stat strânsă în nucleu aduna vreo 3 rame cu puier. Și acum o să aibă parte de tot acel puiet care l-a donat. Adun ramele una lângă alaltă. Trebuie să vă arăt această ramă blindată cu miere. E miere de calitate. Strălucește în faguri aici, în goacile astea hexagonale. E și un pic de puie. Punem la loc un stup. Iată, așa arată acum nucleu. E interesant. Era nucleu. De fapt au fost două nuclee pe 3 rame. Acum a ajuns familia. Așa, e foarte bine. Deci, ideea cu dezvoltarea uneia, după aia preluarea controlului lui acelei slabe, a fost numai bine. Punem diafragma și 6 zile nu mai avem treabă cu ea. Eclojează puiet, matca, o rame goale are. Poi mâine îi pun și colectorul de pulen. Dăm puțin deasupra. Să se retragă albinițele. De pe rame.
Și astfel a ajuns nucleul de pe trei rame pe o familie de 9 rame, frumos, deci arată foarte bine. Acum o să închid, o să închid cu această familie, am terminat unificarea și voi trece la ceea ce nu am prezentat aici, la formarea roiului. Urmarea roiului dintr-o familie care va fi mutată tot ca aceasta. Iată, încă țin păturele pentru căldură. Nopțile sunt răcoroase, au fost chiar 3 grade azi noapte. Singurul lucru care îl mai face la acest model de stup, să vă arăt acum. Deci, precum vedeți, urdinișurile sunt astea. Eu vreau să închid un urdiniș acum, cel din mijloc. Nu mă mai interesează. Albina va trebui să se obișnuiască cu partea asta altă. Ea era obișnuită aici. Îndepărtez albina care mai e în zonă. Să nu turtim. Așa, n-am turtit niciun. Acum folosesc acest grilaj. Pentru a închide urdinișul, că n-a fără ai văr la el. Iar acum toată albina cu legător va trebui să intre pe urdinișul celălalt. Pentru acest lucru mutăm un pic stupul în partea opusă. Așa. Cam. Și cam asta este toată treaba. Iar acum toată albina cu legătoare va veni la urdinișul respectiv. Se vor obișnui într-o zi, două și nu vor mai putea să intre în acele galbe. Deci astfel am terminat lucrarea.